Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța desfășoară o amplă anchetă în care sunt vizate aproape 500 de persoane din 35 de județe. Este vorba despre o grupare care fabrica diplome false la înțelegere cu persoane care le cumpărau pentru a obține calificări în diverse meserii, chiar și diplome de studii universitare. Are detalii corespondentul nostru Viorel Matei. Viorel, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! Sunt percheziții organizate în 34 de județe și în municipiul București, percheziții coordonate de către polițiștii de la transporturi împreună cu procurorii Curții de Apel din Constanța. Se fac cercetări penale pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, înșelăciune și fals în înscrisuri oficiale. E vorba de o grupare care falsifica diplome de studii universitare, diplome de bacalaureat și certificare de atestare profesională. Este o anchetă mai veche, începută la Constanța în decembrie anul trecut, când procurorii au descoperit o grupare infracționară locală din județul Constanța, care poseda instrumente de falsificare a acestor diplome. Atunci s-au făcut 34 de percheziții doar în Constanța și în Megidia. Procurorii nu s-au mulțumit să-i descopere pe aceștia, ci au mers mai departe pe fir. Astfel, au descoperit că gruparea infracțională din Constanța falsificase diplome pentru foarte mulți beneficiari, în ghilimele, din toată țara. Până acum au fost descoperite 500 de persoane care au cumpărat cu bună știință aceste documente false, falsificate aici la Constanța. Însă, surse din anchete spun că numărul acestor oameni este mult mai mare, iar ancheta nu se va opri aici.